Muzeul Dunării de Jos anunță pentru sâmbătă 18 mai 2019 cea de-a 15-a ediție a programului european Noaptea Muzeelor. Organizatorii anunță că pot fi vizitate gratuit expozițiile temporare organizate la sediul Muzeului Dunării de Jos, precum și expozițiile permanente ale secției Arheologie și ale secției Etnografie între orele 18 și 23. La sediul Muzeului din Strada Progresului numărul 4 puteți vedea Colecții și colecționari, Lumina Învierii și Doi Călători, precum și 1914-1918 Drumul spre Unire, un proiect dedicat centenarului Marii Uniri. La secția de arheologie din strada 1 decembrie puteți să vedeți expozițiile Evoluția comunităților umane la Dunărea de Jos, Tradiții și obiceiuri la naștere, un moment susținut de trupa de teatru Nunta și a școlii gimnaziale Nicolae Bălcescu din Preasna, începând cu ora 21, și un program recreativ copiilor. Organizatorii le propun să-și exprime creativitatea prin participarea la atelierul de modelaj în lut. Iar la secția Etnografie din strada 1 decembrie puteți să vedeți expoziția Meșteșuguri la apus.